Aici găsește un compartiment mai comod în care se află deja o damă, ce era însoțită de un cățel lețos, plin de funde. Ce faci? Salut, prieteni, sunteți pe canalul meu și uitați-vă, prieteni, unde a venit Irăși, că a venit în altă cameră, a plecat de la ea din cameră, deoarece acolo Andreeș nu-i dă pace să facă temele și ea s-a ascuns în ultima cameră aici, a venit tocmai și ce ți-ai adus aici? Nu mai uitați ce este aici, numai caiete, numai cărți. Da, calculator. Și a, și, a, el a fost deja pe aici? Da, a fost. Și tu ce-ți faci? Temele pentru acasă, da? Da, pentru luni? Am de învățat, eu dacă sunt narator, am de învățat foarte mult. Noi o să facem la limba română, în grup, câte 5 persoane, avem un text și trebuie să-l narăm, să-l povestim. Uh-huh. Și eu voi fi naratorul și am mult de spus. Aproape toată baza textului. Păi și tu acum, păi n-am, dar tu ți-ai făcut lecțiile pentru luni? Nu. Dacă nu o să le faci? Acum le fac. Eu acum, iată... Ai multe teme pentru acasă. Rezumatul, dacă l-am scris, mai am încă engleză, știință și istoria. Oho, ai încă binișor. Și încă română textul. Trebuie să ne întâlnim... Păi astăzi este sâmbătă. Vei reuși, dacă nu, mâine vei face. Și, mâine, și azi nu, și mâine. Astăzi trebuie să reușesc toate temele, deoarece mâine voi învăța rolul și astăzi trebuie să ne întâlnim și cu grupul undeva, poate în parc. Știi să citim din carte și să vedem cum se primește. Intonația, toate acestea. Și avem nevoie și de rechizituri, avem de foarte mult nevoie. Ce rechiziti? Rechizituri, adică... Rechizit, asta e limba rusă. Da? Dar în română cum se spune? Rechizit, îți spun. Da? Da. Cănuțe pentru cafea. Acolo, așa se spune în text, o să avem nevoie de o măsuță, asta de la școală și scaun, un poster, să scriem cum se numește textul, autorul și personaj, de exemplu, naratorul Irina, așa, japoneasa, cine va fi. Și câte, 5 roluri? Da, 2 băieți și 3 fete. Păi și ce va fi, ca un concurs? Da, ca un concurs. Un concurs și ce acolo? O să fie câștigător? Primul, al doilea, al treilea loc sau nu? Nu știu, să vedem. O spus că cine o să aibă cea mai mare, cea mai frumoasă intonație, cuvintele cel mai bine învățat, va fi 10. Pe al doilea loc, 9. Da, păi va fi, înseamnă că va fi primul, 2 și 3 locuri. Da. Dar câte grupuri sunteți? Se primește 3, deoarece așa e. Da, 3. 15 oameni, dar restul? Nu participă. Pe noi nu ne-au împărțit în grupuri, noi singuri am... Am înțeles. Bine. Eu acum cințesc Bubico de Ion Luca Caragiale, un rezumat. Am citit deja și textul și acum și rezumatul citesc. Bine, dar și când asta trebuie să faceți? Luni? Da, pe luni. Păi cum, luni deja o să... Da, luni. Și o să știi tot, deodată tot luni rezultatul? Da. Deodată o să vă spui, dar da? Mama, nu doar mama, a spus și profesoarea că naratorul, dacă are foarte mult de spus, trebuie măcar puțin să învețe, dar o să aibă și o foaie ca să citească. Nu, eu am altceva în vedere. Vouă luni o să vă spui cine a primit 10, cine 9 da. Și cine 8. Păi asta. Păi o să ne spună, la lecție. Aha, asta la lecție de limba română? Da, o să ne... și e prima. Am înțeles. A, ai în vedere că nu mai aveți timp să vă mai pregătiți. Trebuie da. Deodată? Aha. Deodată se începe. Păi orice de ce? Mai devreme. Înseamnă că trebuie să vă pregătiți bine. Bun, dar nu te mai sustrag, nu ți mai țin din timp, cum se spune, îți dau pace să te pregătești, fiindcă văd că ai foarte mult de lucru, dar haideți să o susținem pe Irăși, să ținem punii pentru ea. Să sperăm că vei primi 10, cum grupul vostru, da. Să primiți 10 și pe cine interesează din prieteni cum Irăcica, asta ce se numește, cum se numește? Concurs la să fie. Concurs la ce? La limba română. La limba română. Ce notă va primi grupul lui Irăcica la limba română? Eu o să vă spun. Da, o să filmăm, dar deci luni, când vei veni de la școală, numai cât deodată o să filmăm în video și tu o să ne spui rezultatele. Da. Bine, prieteni, dar așteptăm cu nerăbdare rezultatele lui Irăși, că iată e așa, își face temele pentru acasă, sâmbăta, a plecat de la ea în cameră, a venit aici ca să nu încurce nimeni,
Noi înseamnă că nu te mai încurcăm, îți dăm pace și îți dorim succes. Mulțumesc. Și, prieteni, desigur, nu uitați să vă abonați pe canalul meu YouTube și să așteptăm până luni deja rezultatele lui Irăcica, da? Da. Bine, hai, pe curând și ție succes încă o dată. Mersi, pa, pa!